asemenea cinstirii sfintelor moaște, noi trebuie să cinstim și sfintele icoane, care sunt reprezentări sensibile, fie ale lui Dumnezeu întreime, fie ale Mântuitorului Iisus Hristos, fie ale îngerilor sau ale sfinților. Având în vedere strânsa legătură dintre icoană și persoana pe care o reprezintă, legătură care se realizează prin sfințirea icoanei, Biserica a explicat că cinstirea icoanelor nu contravine poruncii a doua a decalogului, să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare și să te închini lor. Deoarece cinstirea icoanelor nu contravine poruncii a doua a decalogului, să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare și să te închini lor. Deoarece icoana nu e chip cioplit, nu e idol, nu are existență reală, ci e reprezentarea unei persoane sfinte care există în realitate, iar noi nu ne închinăm materiei din care este făcută icoana, ci invocăm persoana care este reprezentată pe icoană. Pentru ortodoxie, temeiul icoanei sau reprezentării simbolice este realitatea întrupării Fiului lui Dumnezeu. Sfântul Evanghelist Ioan spune, și cuvântul trup s-a făcut. Icoana este o consecință a întrupării, deoarece Iisus Hristos este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut. Tradiția că a existat o imagine autentică a lui Iisus Hristos este foarte veche. Sfântul Vasile cel Mare compară funcția de comunicare a icoanei cu aceea a cuvântului. Ceea ce este cuvântul pentru auzire, același rol îl are icoana pentru vedere. Sinodul 7 ecumenic a fixat învățătura despre sfintele icoane așa cum o avem până astăzi. Icoanele nu sunt venerate pe temeiul material, ci pe temeiul asemănării cu cel reprezentat pe ele și al cărui nume trebuie specificat pe icoană. Dacă se șterge numele sau se degradează, icoana își pierde valoarea ei simbolică și analogică și de aceea se arde. Tradiția ortodoxă face distinție între latrie, care înseamnă adorarea cuvenită lui Hristos, între supravenerare cuvenită Maicii Domnului și cinstirea, venerarea cuvenită sfinților. Natura lui Dumnezeu, Sfânta Treime, nu poate fi reprezentată pictural, fiind invizibilă și fără formă. Tatăl este totuși reprezentat așa cum apare în viziunile profețiilor din Vechiul Testament. La fel și Duhul Sfânt, care vine în chip de porumbel la botezul lui Iisus. Viziunile și teofaniile și celelalte evenimente din istoria mântuirii pot fi pictate și cinstite. Iconograful trebuie să respecte întru totul datele Sfintei Scripturi. În istoria bisericii, mai ales în domeniul misiunii, catehizării și instruirii religioase, icoanele au avut un rol decisiv. Icoanele au o funcție didactică, fiind socotite catehismul celor învățați și al celor neînvățați. Apoi au o funcție contemplativă, deoarece icoana sugerează și atrage spiritul spre o lume transfigurată. Icoana are o funcție de mijlocire, deoarece ea împărtășește puterea nevăzută a sfințeniei celui pictat pe ea. În acest sens, icoanele trebuie să fie sărutate cu mare pietate. În istoria Ortodoxiei se cunosc icoane făcătoare de minuni, al căror mister rămâne învăluit, fie că au fost pictate de sfinți, fie din cauza credinței puternice a celui care se roagă, fie că au fost alese ca instrumente în economia lui Dumnezeu. Aceste icoane sunt patrimoniul cel mai de preț al evlaviei ortodoxe. În ultimul timp s-a produs o adevărată redescoperire a icoanei din partea confesiunilor neortodoxe și a artelor în general. Icoana devine astfel un semn de meditație și revelație, căci mărturisește despre prezența în timp și spațiu a lui Dumnezeu, în actul întrupării și învierii Fiului Său,
comunică vizual realitatea nevăzută divină care vine sub percepția simțurilor, sugerează lumina vieții viitoare, starea de îndumnezeire sau punctul de întâlnire dintre timpul istoric și etern. Cu scaunul slavii împărăției tale și cu îndurare trimite blagoslovenia ta cea sfântă spre icoanele acestea a Mântuitorului Hristos, a Maicii Domnului și a Sfinților, binecuvintează-le și cu îndurare trimite blagoslovenia ta peste icoanele acestea și prin stropirea aghezmii acesteia, binecuvintează-le, sfințește-le pe ele, dă-le putere de tămăduire și a toată durerea și neputința, fă-o izgonitoare de toate uneltirile diavolești, pentru toți care cu credință către ea vor alerga și înainte ei ție se vor închina și se vor ruga și pururea auzită și bine primită fie rugăciunea lor, cu harul și cu îndurările și cu iubire de oameni ale unui a născut Fiul tău, cu care împreună bine ești cuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvintează și se sfințește icoana Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, prin stropirea aghezmii acesteia, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și sfințește icoana Mântuitorului Iisus Hristos, prin stropirea aghezmii acesteia, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și sfințește icoana Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin stropirea aghezmii acestea, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Maicii Domnului, prin stropirea aghezmii acestea, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și sfințește icoana Preasfintei Triimi, prin stropirea aghezmii acestea, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Maicii Domnului, prin stropirea aghezmii acestea, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Mântuitorului Iisus Hristos, prin stropirea aghezmii acestea, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Sfântului Apostol Andrei, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Sfântului Erar Nicolae, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Sfântului Ioan Botezător, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Sfinților Arhanghel Mihai și Gabriel, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Sfântului Alexie, omului Dumnezeu, prin stropirea aghezmii acestea, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Mântuitorului Hristos în pustie, prin stropirea aghezmii acestea, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Sfântului Ierarh Ioan, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Sfintei Mucenițe Parascheva,
numită Sfânta Vinerie, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Se blagoslovește și se sfințește icoana Sfinților Împărați Constantin și Elena prin stropirea aghiezmii acest, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Mânește, Doamne! Cerând iertare greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de voi ai binevoit a te sui cu trupul pe cruce, ca să scap de robia vrăjmașului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumire, strigăm ție, toate le împlut de bucurie Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiești lumea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Chipul Tău, Cel Dumnezeiesc, pe icoană închipuindu-L noi, Hristoase Dumnezeule, nașterea Ta cea din Fecioară luminată o cunoaștem și minunile Tale cele negrăite și răstignirea Ta cea de bună voie pomenind le propovăduim. Cu acestea demonii se gonesc și cei rău credincioși în necazuri cu frică se tânguiesc ca niște împreună părtași cu ei. Așa cum afirmă Sfinții Părinți, ceea ce Scriptura ne spune prin cuvinte, icoana ne anunță și ne face prezent prin culori. Sfânta Scriptură ne vorbește despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, care a venit în lume să ne mântuiască, și același lucru îl face și icoana. De altfel, între actul întrupării și icoană este o legătură atât de strânsă, încât Sfântul Teodor Studitul afirmă în contextul disputelor iconoclaste că cel care respinge icoana respinge în cele din urmă și taina întrupării cuvântului. Sfintele icoane împodobesc de veacuri sfintele lăcașuri, dar și casele credincioșilor creștini. Cuvântul icoană vine din grecescul icov, care se traduce prin chip, reprezentare a ceva. Astfel, icoana este o reprezentare grafică a unui prototip, care poate fi o persoană, o faptă sau un adevăr, ea nefiind nimic în sine, ci doar o metodă de relaționare cu prototipul, asemenea unei fotografii, care ne aduce aminte de o persoană, un loc sau o întâmplare. În ortodoxie, ca și în catolicism,
Icoana este o reprezentare a unui personaj sfânt, Iisus Hristos, Sfânta Treime, Maica Domnului, îngerii sau diversi sfinți, a unui eveniment important, o sărbătoare, sau a unui adevăr, principiu sau învățături de credință. Totuși, icoanele nu sunt fotografii sau picturi, care surprind doar imaginea de moment, ci forme de mărturisire teologică. De aceea ele conțin foarte multe simboluri. De remarcat că traducerea literală a cuvântului grec, iconografia, este scrierea de imagini, ceea ce înseamnă că icoanele sunt Biblia neștiutorilor de carte, adică o altă formă de exprimare a unor învățături scrise în Biblie. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, Mihail, Veronica, Mihaela, Doina, Marcel, Marius, Mihail, Valeriu, 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 Bonavana, Nicolai, Nionela, Olga, familia sa, Viorica, Fat, familia sa, Gheorghe, Alexei, Antonie, Mihail, Adriana, Andrei, Elena, Elena, Doamne, Sfânta, ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, călătorul Ruslan, Ana, Matei, Emilia, călătorul Olga, Ecaterina și robilor lui Dumnezeu, Mihail, Veronica, Mihaela, Doina, Marcel, Marius, Mihail, Valeriu, 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 Bonlavana, Nicolae, Neonela, Olga cu familia, Viorica cu familia, Gheorghe, Alexei, Antonie, Mihail, Adriana, Andrei, Elena, Elena, Tamara, Pietru, Victor, Maria, Mihail, Lumina, Sergei, Alexandru, Alexandrina, Constantin, Constantin, Daniel, Vera, Efim, Cristina, Victoria, Tatiana, Rareș, Iști, Arpi, Marcu, Varvara, Nicolae, Mihail, Maria, Alexandru, Victor, Claudie, Iacob, Oleg, Prodica, Bonavo, Cristian, Ilinca, Silvia, Violeta, Anatolie, Iulia, Vasile, Elisabeta, Irena, Zenaida, Maria, Bonava, Lidia, Luba, Iulia, Vasile, Ana și tot neamul lor. Dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate, sporire întru toate cele bune și păzește predânșii întru mulți și fericiți. Amin. Că ne rugăm pentru odihna sufletelor adormițelor, robilor lui Dumnezeu, Alexei, Lubov, Zenaida, Raisa, Isaac, Ecaterina, Cristina, Victor, Victor, Boris, Nicandru, Leonid, Terenti, Daria, Elena, Gafie, Elisabeta, Fiodor, Fiodor, Grigori, Anastasia, Gheorghe, Anastasia, Andrei, Ghenadi, Mihail, Maria, Mihail, Maria, Xentie, Nicolae, Olga, Mihail, Sergei, Sergei, Natalia, Sergei, Sergei, Tatiana, Lilia, și pentru casele se ierte lor toată greșeală și de voie și cea fără de voie. Dă, Doamne, sufletelor, adormițelor, robilor lui Dumnezeu, Alexei, Lubov, Zenaida, Raisa, Isaac, Ecaterina, Cristina, Victor, Victor, Boris, Nicandru, Leonid, Terenti, Dare, Irena, Agapie, Elisabeta, Fiodor, Fiodor, Grigori, Anastasia, Gheorghe, Anastasia, Andrei, Ghenadi, Mihail, Maria, Mihail, Maria, Xente, Nicolae, Olga, Mihail, Sergei, Sergei, Natalia, Sergei, Sergei, Tatiana, Lilia, și tot neamul lor adormiți și lefălor veșnică omenire. Iubiți credincioși, asistăm astăzi de ziua crucii, numită Înălțarea cinstită și de viață făcătoare Crucii Domnului, la un eveniment important de la parohia noastră, în cinstea Sfințelor Arhanghei Mihail și Gavriil. S-a instalat aceste 16 icoane
frumoase 8 mari, 8 mai mici, la aceste două răstigniri așezate și instalate anterior. În cinstea lui Iisus, în cinstea Maicii Domnului, a Sfintei Treimi și a unor sfinți selectați. Aceste icoane sunt de o frumusețe rară, sunt de lungă durată, sunt pentru mai mult timp, ca să sufere și căldura și frigul și toate să fie puternice la toate condițiile climaterice. Aceste două răstigniri, iubiți credincioși, după cum știți dumneavoastră, le-au așezat domnul Mihai Vodeanu împreună cu verișorii săi, Valeriu și Nicolae Vodeanu, originari din satul nostru, una mai devreme, aceasta, când eu de acum slujeam, s-au pictat inițial icoane, apoi s-au pus altele și am ajuns la concluzia că numai acestea vor fi pentru mai mult timp. Icoanele împodobesc răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos și ne aduc aminte de patimile Domnului și ne aduc aminte că la răstignirea Domnului nu era Iisus singur, dar erau milonosițele femei. Maria Magdalena, Maria Lucleopa, Suzana, Solomeia, Marta și Maria, Ioan. Deși apostolii au fugit, ele erau mai curajoase ca bărbații și au stat în preajma chinurilor și suferințelor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea și la răstignire, dacă este posibil să se zugrăvească chipul Maicii Domnului, a Sfântului Ioan Teologu și a altor sfinți care mijlocesc la Hristos, sunt intermediari între noi și Hristos pentru mântuirea noastră sufletească. Dă-o slavă lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat și am scos lucrul la capăt. Mulțumim sponsorilor, domnului Mihai, Valeriu, Nicolae și toți că câți v-au ajutat dumneavoastră să ridicați răstignirile și aici și sus la cafenea, 3 răstigniri sunt donate de dumnealor și împodobite recent cu icoanele acestea frumoase. Mulțumim frumos, Dumnezeu să vă binecuvinteze familiile dumneavoastră, Dumnezeu să binecuvinteze viața dumneavoastră, aveți spor în toate și succes în acțiunile dumneavoastră. Mulțumim lui sora Ecaterina Ranga, că a vopsit chipurile și aici și în deal, toate chipurile, a renovat chipurile Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Mulțumim la toți care ați luat parte și v-ați rugat pentru ca să înfrumusățăm locașul lui Dumnezeu. Vă fericit încă o dată cu ziua înălțării cinstite și de viață făcătoare Crucii Domnului, zi de post, zi de rugăciune, în amintirea chinurilor, suferințelor lui Hristos pentru păcatele întregii omeniri. Vă zic, Doamne ajută, o zi bună, petreceți ziua în post, în rugăciune, cântați psalmi acasă, feriți-vă de tot lucru rău. Doamne ajută, Doamne.